Mobilizare fără precedent pentru salvarea râului Nera. Firmele care vor amplasarea microhidrocentralelor pe Nera sunt gonite de localnici și de activiștii de mediu. Peste 34.000 de semnături adunate în cadrul unei petiții online și sute de localnici gata să împiedice prin orice metodă construirea de microhidrocentrale pe Nera. Concentrarea de forțe a iubitorilor de natură a atins cote inimaginabile după ce două firme au solicitat consultări publice și avize pentru construirea pe râul Nera a unor microhidrocentrale. Solicitările făcute de către cele două firme au revoltat întreaga comunitate locală din Caraș-Severin și a atras atenția autorităților sârbe. Zeci de oameni, bătrâni și copii au fost prezenți la consultarea publică, exprimându-și dezacordul față de ideea înființării microhidrocentralelor pe râul care străbate mai multe arii protejate. Activiștii de mediu susțin că amplasarea microhidrocentralelor ar duce la un dezastru ecologic în zonă și cer respingerea tuturor avizelor necesare pentru construcția acestor uzine pe apă. La dezbaterea publică organizată de Agenția pentru Protecția Mediului, săteni și OMG-uri au putut spune în bloc nu proiectului. Au participat peste 300 de săteni, între care o delegație de 15 sârbi, OMG-uri și, evident, reprezentanții ai parcurilor naturale din zonă. Absolut toți s-au pronunțat răspicat împotriva construirii de microhidrocentrale pe Nera. Artizanul studiului de impact, Sergiu Mihu, coada de topor a investitorilor care au distrus sute de râuri de munte, nu a fost lăsat efectiv să vorbească. Sătenii au propus schimbarea numelui proiectului din barajul Nera 1 în barajul Hoților. Una peste alta, toată mobilizarea a fost exemplară și în actualul context este greu de crezut că proiectul va continua. Trebuie să conștientizăm că suntem societatea civilă pe care, iată, putem conta.